plăcere să vă ascultăm și să vedem ce cărți noi ne-ați mai adus, mai ales acel ordin masonic român, apoi dicționarul care s-a realizat, l-ați realizat după. E foarte interesantă și această carte pe care o prezentați acum. S-a spus de multe ori că toți cei care se văd aici în această fotografie, membrii juminii de la Iași, au fost masoni. Se spunea în afară de Eminescu și Creangă. Chiar aș vrea să ne spuneți câți dintre ei erau masoni. Poate și câteva lucruri despre Beizadeaua Iorgu Șuțu, unul dintre importanții acestei societăți secrete. Ne-am lămurit și că mulți dintre acești tineri care se școliseră în capitalele europene sunt de fapt cei care au pus bazele programelor pașoptiste și de aici tot ceea ce a însemnat modernizarea României moderne a fost sub semnătura lor. De asemenea, să ne mai spuneți despre prințul Mihai Dimitrie Sturza. Deci a spus la un moment dat că prin anul 1876, dacă nu mă înșel, lojă fără rost, formă fără fond. Cam multe întrebări dintr-o dată, dar să încerc să nu mai răspund la câteva din ele. Istoria acestei loji este o părticică din istoria României. Și cu deosebire din ceea ce a fost Iașul la vremea aceea, capitala culturală a României. Dacă n-a avut norocul să fie capitala României, ca stat, a rămas capitala culturală. Acolo a lucrat Eminescu, acolo a lucrat, a scris Maiorescu și cât și cât Negruții, nu mai discutăm. Ei bine, fondatorii acelei mișcări masonice au fost două categorii de români. Au fost boierii luminați, în care intră și Iorgu Șuțu și alții, au fost cărturari, Pogor, Maiorescu, Negruții, și au fost o parte din ceea ce se numea la 48 bonjuriști. Un asemenea bonjurist, mult mai târziu, prințul Ghica, povestea o întâmplare tot masonică. A existat această tendință de mult ca în masonerie să atragi totuși elitele societății. Cum masonii puseseră ochii pe un om și politician și mare scriitor și o figură, Mihail Sodaveanu, prințul Ghica se duce la el, maestre, Sodaveanu avea deja, era vicepreședintele Senatului, era, adică era un om deja care nu putea da un asemenea răspuns, adică cel pe care de fapt o să vi-l spun imediat. Vezi, maestre, nu vreți să veniți alături de noi în masonerie? Mucalița Doveanu zice, prințe, ce plăstămăție mai e și asta? Și în câțiva ani ajunge mare maestru al marilor naționale din România. Știa el bine ce plăstămăție e asta. Juniviștii, sigur, nu numai Creangă, Eminescu, mulți alții n-au fost masoni. Din N considerente. Poate Creangă, pentru că trăgea cu pușca după vrăbii în curtea bisericii și l-au răspopit. Dacă te-a răspopit, nu mai ai ce căuta în masonerie. Eminescu? Eminescu, iertați-mi
comparația era mai mason decât mulți dintre cei care, de-a lungul deceniilor sau secolelor, au făcut parte din masonerie. Eminescu era un inițiat în adevăratul sens al cuvântului. Ceilalți aproape că nu mai are nicio importanță. Expresia din finalul articolului prințului Sturza se referă evident la sfârșitul, dacă putem spune astfel, acestei loși. În clipa în care apele s-au despărțit și au apărut trei sau patru, adică juniunea literară, Steaua României, s-a împărțit în trei sau patru segmente. Mari boieri, politicieni, au fondat Partidul Conservator și s-au avântat în politică. Cărturarii, evident, juniunea literară. Bonjuriștii au fondat Jockey Club. Este primul nostru club de echitație și de concursuri hipice din țară. Mai există și o a patra secvență, care are o istorie interesantă, poate că am să zăbovesc un pic asupra ei, evreii din Loje. Aici intervine o paranteză pe care e bine să o știm. Adică, eu fac parte dintre acei istorici care nu se tem să abordeze și subiecte delicate. Mă aflam în urmă cu câțiva ani, an bun, la sinagoga din București, unde își afla biroul șeful Bnai Britului și al comunității evreie din România, regretatul academician Cajal, a care cu delicatețe îmi spune: ei, domnule profesor, dumneata nu recunoști că Bnai Britul este masonerie. Dar domnule academician, sigur că afirm în continuare că Bnai Britul nu este masonerie. Poți să-mi demonstrezi? Oh, vai de mine. Vă rog frumos, dați-mi o coală de gârtie. S-a uitat la mine. Chiar a făcut gestul și îmi dă coala de gârtie. A, nu, am cerut așa, simbolic. Dar de ce? Păi vreau să fac o cerere, să intru și eu în Bnai Britul. Cum o să intri în Bnai Britul? Că tu nu ești evreu. Pe atunci Bnai Britul nu este masonerie. Dacă nu primești pe oricine. Este o societate confesională și etnică. Eu primești un turc și un arab și un budist. Deci, eu sunt adevărata masonerie. Da, mai convins. Bun. Povestea este foarte veche. Și chiar ciudată. Primul nostru mare maestru, Costache Moroiu, public acum o carte, o biografie a lui, în seria aceea de maestri masoni, în care a apărut Sadoveanu, Alecu Paleologu, o biografie a lui Moroiu. Ei bine, Moroiu, mare maestru, suveran mare comandor la nu știu câte rituri, era nici mai mult, nici mai puțin decât președintele secțiunii românești a asociației, cum se numea la vremea respectivă, antijidovești.